Bine ai venit, te rog să bine m-am găsit. Bine. Ce frumoși găsit. Sunteți cu toții. Uite-i la ei, da, cât de frumoși. Și tu ești foarte frumoasă, compliment. Mulțumesc, dragă Cristina. Te știm că ești absolut răvășitoare în orice apariție TV și pe în orice videoclip și pare așa o femeie intangibilă și un om, cum să spun, acolo pe un piedestal, foarte atent la fiecare detaliu. Momentul în care apar lângă copiii tăi, toată imaginea devine alta, pentru că îmi dau seama ce relație trebuie să fie între voi și cât de greu și de frumos în același timp să crești, da, așa copii. Este. Copiii cu mine au o relație foarte specială. Aida doarme cu mine. Așa, Albert doarme cu Bona de când este foarte mic. Suntem, oricum, avem o relație și un raport foarte, foarte frumos. Dacă ei, Albert, vrei. Tu nu ești gelos pe sora ta, pe Aida, că ea doarme cu mami și tu, nu? Nu, pentru că stăm cameră lângă cameră, adică... Camerele apropiate, da. Da. Adică auziți practic fiecare mișcare. Da, față în față. Am înțeles. Dar tu dormi la margine? Ai pătuțul tău? Da, și îmi pune are protecție, bară ca să nu mă arunc peste pat. Că eu da, păi, da, aia e problema. Că și eu am acasă doi copii și cu tot cu bară, deodată se mai aude noaptea, poc! Și nu știu, nu știu ce să fac. Și mă gândeam, deci și la 8 anișori e posibil să mai faci poc peste bară? Da, da. Păi da. Fix acum... Ceva timp? Ca, cred că anul trecut... Da. M-am pus cu capul pe bară, da, și m-am dat peste cap, pe spate, oh, și am picat. Wow, visa că e la fotbal. Cine știe ce visa? Dar el face fotbal? Îi place fotbal. Acest sport? Face alt, da? Da, și foarte ce, serios. Tu ce ești? Că nu știu cum să te întreb. Adică ești fundaș, ești înaintaș? Fundaș. Fundaș, foarte tare, foarte tare. Bravo, sper să ajungi un fotbalist de excepție, dacă asta îți dorești. Dar e doar pasiune sau îți dorești chiar să devii fotbalist? Așa, doar de distracție. De distracție, pentru că sportul face bine minții și corpului. Bravo! Aida, ce faci, domnișoară? Bine. Bine. Ia zi-mi, la vârsta ta de 5 anișori, are? 5 ani. La 5 anișori, care sunt cele mai mari probleme ale unui copil? Ai probleme, mami? Nu. Nu. Vreau să vă întreb, cum petreceți voi sărbătorile? Păi, sărbătorile se petrec întotdeauna în familie. A venit Moș Crăciun, spunem cântece, poezii, mâncăm tot ce face bunica, ce întotdeauna ne îngrășăm. Cu Albert e mai greu, că nu e prea mâncăcios. Da. Cine e el? Albert, Albert, da, nu mănâncă. Aida, dar ce-ți mănâncă? Place ție să mănânci singura mâncare pe care o preferi și la care nu poți să spui nu, Albert? Pizza. Oh. Da, pizza și pastele cu sos pizza roșu. Pizza și paste, da, 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 da. Cum a fost acest an pentru tine? Dincolo de ceea ce știm deja... A fost un an de tranzit, ca să zic așa, într-o continuă evoluție, sperăm. Eu studiez, fac încă școala de design vestimentar, am avut debutul cu prima mea colecție. Bravo. Și sper ca anul ăsta să-mi aducă cât mai multe proiecte și cât mai multe împliniri pe plan profesional. Așa-ți dorim și ție.